Ca un bun gospodar care își face vara sanie și iarna car, Ion Vlădulescu, primarul din Budești, a supravegheat toată vara lucrările de modernizare la școala gimnazială din Budești. Aceasta este dotată cu mobilier nou și tot ce este nevoie într-o instituție de învățământ printr-un proiect finanțat cu bani europeni. Tot din fonduri europene în Budești s-a construit de la zero o grădiniță cu program prelungit, acolo unde preșcolarii vor avea parte de cele mai bune condiții. Însă primarul Ion Vlădulescu nu se oprește aici și a depus proiecte pentru construirea de școli și grădinițe noi și pentru copiii din alte sate care aparțin de comuna Budești. În satul Bârsești a fost depus pentru finanțare construirea unei școli noi în acel sat, iar de la 1 ianuarie se vor depune proiecte și pentru grădinițe noi. O să depunem și pentru o grădiniță nouă tot în satul Bârsești. Îmi doresc să creăm facilități locuitorilor atât pe ceea ce înseamnă învățământ, infrastructură, sănătate, în așa fel încât să acoperim tot ceea ce înseamnă nevoile comunității noastre. Pe raza comunei Budești, rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat este formată din școala gimnazială Budești, școlile primare din satele Barza și Bârsești și grădinițele din Budești și satele Linia, Barza, Bârsești și Bercioiu.